Astăzi, duminică 3 iunie, mi-a tras atenția că intrând la noi pe grup, alături, uitați-vă, în timp ce merge alegerile, este ora 23 minute, uitați-vă, merge încă publicitate pentru alegeri. Oare aceasta nu este o încălcare a legii? Uitați-vă, una și una. Vă salută Centrul de Apel al Comisiei Electorale Centrale. În scopul îmbunătățirii calității serviciilor, apelul dumneavoastră va fi înregistrat. Bună ziua, mă numesc Miruna, cu ce vă putem ajuta? Bună ziua. Eu am observat niște ilegalități aici pe adunatura, pe rețelul de socializare. Merg de publicitatea lui Ion Ceban. Da, vă înțeleg, însă atâta timp cât chestia asta, adică cum presupun că a fost pus publicitatea cu ceva zile în urmă, da? Sau... Nu, chiar astăzi, iată, la ora 2, eu am firmare. Puteți, vă rog, să așteptați o clipă, vreau să verific și eu ceva. Da, poftim. Alo? Da, da. Da, deci, cum vă numiți dumneavoastră? Valentin. Domnul Valentin, conform codului electoral din 2018, potrivit articolului 52, ultimul aliniat, aliniatul 10, dacă îmi permiteți, pot să vă citesc, în ziua alegerilor și în ziua precedentă alegerilor nu se admite niciun fel de agitație electorală. Interdicția dată nu se referă la informațiile deja plasate în internet și la afișele expuse anterior. Deci cei ce vedem noi astăzi în internet nu avem cum să... Am probabil că este o publicitate sponsorizată și de mai mult timp se rulează. E, dacă nu se dă voie, nu se dă voie, este două zile, pricum tot astăzi. Este ca să însemna că și placatele din oraș și toate afișele ar trebui să se scoate. Nu, și dacă vrea să prevede legile, de ce să nu se scoate? Nu, eu am citit. Bine. Bine. Da, să prevede legile. Da. Okay. Mulțumim. Așa o să publicăm pe Curaj TV. Bine. Răspunsul. Bine, o zi bună. O zi bună.